Da, Gigi, acum am ajuns acasă. Vreau ca toată lumea să-și facă cont pe Trovo, băi. Trovo este o aplicație unde eu fac live-uri. Aici fac live-uri în fiecare seară, băi. Dacă nu m-ai mai văzut live, este din cauza că nu prea ai venit pe aici. Am aici o grămadă de oameni, suntem aproape 2000 de persoane care mi-au dat follow. Pe live-uri suntem undeva la 500 de persoane care suntem aici activi și facem live-uri împreună, Caterinca. Caut moderator noi, toți cei care au venit din prima zi au primit VIP. Sunt mai multe rank-uri pe care le puteți lua. Destul de interactivă platforma asta. Cel mai important lucru este că o găsiți și pe telefon. Intrați pe telefon, căutați Trovo, Trovo. Vă faceți cont, căutați acolo pericolul, îmi dați follow și ne vedem în seara asta pe Trovo la un super live. Te aștept și pe tine. Da, Gigi, acum am ajuns acasă. Ajutor. Ce puțin? Ajutor. Păi unde ești, Gigi? Păi, Gigi, că-l omor. Ce? Ce se aude? Ajutor! Băi, Nea Gigi, unde-i? Mamă, mi-a închis. Băi, unde-i Nea Gigi, mă? Nu e aici. Nu știu, l-am pierdut. Dispărut așa, dintre noi. Băi, Nea Gigi a fost răpit, mă. Cine putea să-l răpească? Capone? Vorbește de un bebe. Capone, Capone mort. Umeraș? Nu, sigur, e trădător. Dar domnișoară de acolo cine? E sora ta geamână, Daniela? Nu, 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 nu. E Gabriela, parcă o prima. Nu știu. Nu te cheamă Fru. Domnișoară, cum vă numiți? S-a îmbrăcat ca mine, că... Nu știu, îi place. Ce cu tine Gabriela pe aici, pe la noi? Domn bebe, de nevastă. Sunt nouă. Ești nouă? Da. Păi eu, că m-am lăsat Alina. Iată ce-s, mă, din gură. Fetele merg acolo și stau unde sunt băieții oficiali acolo, da? Du-te și tu cu, acolo cu ele. Uite, îți place ce tatuaj mi-am făcut special pentru tine. Foarte frumos, dar ce reprezintă? Iubirea noastră. Mai zi așa telefon. Băieți, ascultați-mă aici bine. Așa. Îl avem până Gigi capturat. Nu știu de cine, dar presupun că este capturat de... De Umeraș. De Umeraș. Vreau să vă luați mașinile. Mergem peste Umeraș. Bă, da, mergeți frumos. Cei care sunt neoficiali, voi de aici toți, vă luați mașinile, faceți o linie și mergeți la Umeraș acasă și îl căutați pe... Cum îl cheamă? Umeraș. Îl căutați pe Nea Gigi în casă. Dacă îl vedeți pe Umeraș pe acolo, îmi spuneți, ok? Ia că mă sună, ia. Ia liniște. Alo, da. Ce faci, bre? Ce să fac? Uite pe la casă, domnule. Ce s-a întâmplat, domnul Umeraș? Nu mai intrați unii în alții. Păi uite că mai știi ieri când ai venit cu toată gașca peste mine. Astăzi ți-am întors roata, l-am pe omul tău de încredere, pe Gigi. Tu l-ai răpit? Am văzut că te-a sunat, că nu știu ce. Bre, vezi că venim peste tine și luăm înapoi. Bre, stai puțin și eu sunt cu mulți oameni. Sunt ascunși pe aici, peste tot. Bre, fii atent. Dacă nu te prezinți, nu știu cum faci, dai din mână în mână, nu știu, strângi de la toți curcubeii ai tăi, de la părinții ai tăi. Dacă nu-mi fii cu o valiză cu 100.000 de dolari, al tău moare. Aolo. Liniște, mă, n-auziți? Aolo, dar nu... Bre, ai la dispoziție... Cât timp? De mine. 20 de minute să ajungi. Aolo, okay. Când ai nu, 20 de minute să faci o de bani. Când ai banii, îmi zici, îți dau o locație care vii numai tu. Dacă văd încă vreun curcubeul de-al tău, Gigi moare. Am înțeles, domnule, era să implici și tu. Să trăiți, am înțeles. Hai, știi cum face ceasul? Tic-tac, tic-tac, pa. Aolo, mi-a închis să nasă, ce că tic-tac, tic-tac. Băieți, repede mergeți la Umeraș acasă și verificați dacă e acolo. Haideți, luați mașinile și verificați dacă e acolo. Căutați toată casa. Bebe, de unde e casa? Băi, ceilalți oficiali care sunteți pe aici, vreau să vă împrăștiați în oraș să-l căutați. Pe cine? Pe Gigi. A, ok. Nea Gigi este pierdut, trebuie să-l căutați. Băi, tu ți-ai iau pe fata aia de aici.
Acum plecăm. Haideți câte doi. Câte doi, da, împărțiți câte doi mașini și îl căutați. Aflați ceva, îmi dați de știre. Păi ce faceți, băi? Iar v-ați plictisit. Nu, am văzut că vorbesc cu tine, dar văd că ești foarte ocupat aici. Sunt plin, îți dai seama, l-au răpit ăștia pe Gigi, suntem în bătaie cu umeraj și ăla, ne-a trădat. Domnul Bebe! Da. Am văzut, da, băi! Au început să tragă după noi polițiști, am consumat 50 de glonțe de... M-am tras după ei. Unde au tras după voi? La Bebe! La... La ce? La Jav? Bă, du-te odată, ia-ți mașina și caută-l pe Gigi, lasă asta, că avem treabă. Am plecat. E de la ține, Eddie. Eu zic că l-a răpit și l-a dus într-un loc retras. Domnul Bebe. Da. O să nu mă duc, am ceva probleme cu ochișorii. Da, stai aici, nu-i problemă dacă nu mai. Stai liniștit. Fii atent, trimite-mi numărul lui Umeraș, că vorbesc eu cu el, poate... Poate... Vrei să mergem să te ajutăm? Îl liberează pe Gigi. Trimite-mi numărul lui acolo prin mesaj. Nu, trebuie să ți-l dau așa, poți să-l notezi? Aolo, stai așa, că nu te-mi e problemă, stai două minute. Așa. Tu zic că eu îl notez. Aolo, stai așa, că m-am dus din greșeală în altă parte. Umeraș. 0745 786 334. Mai repet o dată. Băi, bagă telefonul că ți-l sparg, Eddie. Ai notat? Da. Bun. Sună-l aici de față cu mine și spui că ești o admiratoare de al lui și că ți-ar plăcea să te întâlnești cu el. Și după aia îl tragem în capcană. Sună-l acum repede. Dar încearcă să fie așa seducătoare la telefon. Alo? Așa. Ce face bine? Maria, uite, cam place de tine, aș vrea să ne vedem. Da. Păi cu ce shader folosești? Băi, e un shader de la un băiat Andrei. Dacă știi ce zic. Haide, trimite-mi, haide, iubesc. Dar îmi trimite locația. Trebuie să mergem până la locație cu ăsta, cu elicopterul, să verificăm. Mergem cu elicopterul repede să verificăm dacă e cineva acolo, după aia luăm băieții și mergem cu băieții peste ei. Da, scuze că te deranjez. Spune. Nu putem să scoatem mașini cu unul din oficial. Hai că scot eu una. Nu, lasă, nu mai scoate, că știu că sunt cea probleme, nu știu despre ce vorba, dar sunt cea. Shader-ul este a unui băiat al Andrei, băieți, doar că l-am mai editat eu puțin, că nu mi s-a părut că trebuie ceva. Băi, nu, dacă ei vorbim, nu știu, mai pe seară, dacă nu poți să-mi dai un mesaj acolo, gen. Da, dar poți să zici și acum dacă vrei, dar na, știi că sunt pe treburi din astea. Da, asta. Vrei să te ajut? Păi, momentan nu prea vezi cu ce, sincer, că am trimis băieții să-l caute, că nu știu unde e. Mi-a zis ăsta că trebuie să-i dau niște bani, o să trească să strâng, să fac chetă de la băieții. E bine, ce ai ne auzit. Ok, vă salut, dacă puteți să stați, pentru nicio problemă. Oh, mă duc, mai facem ceva. Mm-hmm. Salut, domnul Lox. Asta. Băi, hai să mergem la locație, Maria. Este cum că nu mi-a trimis, nu știu ce dragi face. Atunci mă duc eu să verific. Stai așa.
Bine că am și o bani la mine, nu de alta. Câți bani ai la tine? Am 156.000. E rici. Na, mulți, dar am și eu ceva. Merge treaba la club, a? Merge, merge. Mai ales cu sora mea acolo. Bineînțeles că tot eu primesc banii pentru ea, că ea nu știe să-i păstreze, dacă știi ce zic. Trebuie să te las pe aici. Aoleu, n-am încredere în ea, bebe, mi-e frică. Ia. S-a dus la el, mă, s-a dus la el, băi, s-a dus la el, aici e Umeraș. M-a dus să strâng oamenii și pe a venit să-l atacăm, băieți, venit să-l atacăm. Salut, bebe Moise, Paul, salut! Băieți, mă duc să iau, băi, ieșiți vețea mea să mor, brr. Băi, și am înțeles, brr. Petita, petita, brr, brr, cum era aia? Brr, brr. Salut, bebe, mi-am făcut cont pentru tine. Adi, Adi, și-a făcut cont pentru mine. Aplauze, vă rog frumos, pentru Adi, Adi, că și-a făcut cont pentru mine, Petrovă, și a venit aici să se joace alături de cei mai șemecheri băieți în viață. Brava, brava, băi, Adi, băi, brava. Petita, 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 na, na, na. Băi, băieți, avem probleme. Am găsit unde e Gigi. Gigi este undeva în Sandy. Hype, mulțumesc frumos de hype, Cristian. Deci Gigi este undeva în Sandy. O să vreau să vă pregătiți mașinile și să mergeți. Vreau să mergem și să-l atacăm pe Nea Gigi. Eu o să fiu cu elicopterul. Și voi pe Umeraș, dar să-l salvăm pe Nea Gigi, gen. Îl atacăm pe Umeraș. Mai aveți pistoale? Nu. E vremea, e vremea să le folosim. Ascultați-mă aici bine, liniște. O să mergem să-l atacăm. Dacă cumva nu reușim să-l salvăm, o să trebuiască să facem chetă de la fiecare în parte și să-i dăm bani. Poate chiar o să se dubleze prețul.
Georgica, intră pe stație, Georgica, de ce nu ești pe stație? Mai clar. Băi, unde e Nea Gigi? Să trăiești, domnul Bebe Moise, îmi pare bine să ne revedem. Ești înconjurat, să știi. Am oameni peste tot. Băi, putem să scoatem pistoalele? Nu trage nimeni, rămâneți nemișcați acolo. Zile tuturor să lase armele. Lăsați armele jos. Lăsați armele jos că îl înfușcă pe Gigi și pe Maria. Pe Maria, Daniela, nimeni, băi, unde e Nea Gigi, că după el am venit? Mai întâi vreau să vă banim, după aia îți garantez că este totul în regulă. Nu avem niciun ban, nu avem niciun ban, îmi pare rău. N-aveți niciun ban? Nimic. Îmi pare rău, Gigi, o să mai rămână pe la mine atunci. Sau o rezolvăm altcumva, nu știu. Băi, dă-i drumul de aici, mă, pleacă de aici. Dă-i bă drumul de aici. Gata, plec. Domnul Bebe Moise, milionarul orașului, miliardarul orașului, n-are 100 de mii să-l salveze pe unul dintre
cei mai de încredere oameni ai lui? Domne, fac rost dacă e nevoie, dar nu am momentan, de asta am venit. Domne, aici. De ce ai venit cu toată mafia când eu ți-am zis să vii singur? Am crezut că... Crezi că o să rezolvi ceva? Am crezut că o să putem să... Ce, crezi că o să te descurce proasta asta care cum a ajuns aici, a zis direct. Aoleu. Dacă l-am văzut pe un domn. Aoleu. Gigi? L-a găsit. Asta exact, credeai? L-am găsit. Ai crezut. Aoleu. Prost? Aoleu. Băi, toți ăștia, zile să plece de aici cu un pușc. Băieți, eliberați zona, toată lumea înapoi acasă. Cred că l-am găsit. Toată lumea înapoi acasă, am zis. Indiferent din ce faceți, vă suiți în mașini și plecați acasă. Băi, umerași, mă duc să fac rost de bani. Du-te. Mă duc să fac rost de bani și mă întorc cu banii. Să nu-i faceți rău lui Maria sau lui Nea Gigi. Colegul cu Bentley, așteaptă mușcările. Dar la Bentley, stai că vin și eu. Băi, sunt toată lumea acasă de urgență, lăsați linia toți. L-am găsit, domnul. Toată lumea acasă, am spus, n-auzi și am zis eu, ești retardat? Toată lumea acasă! Când eu am spus, bă, ești acasă, că mergem acasă, toată lumea acasă, bă, dacă ești cu cioaca în mână, o lași așa și ai luat-o la fugă acasă, înțelegi? Nu o bagi în pantaloni. Haideți acasă, că avem treabă acasă. Că nu spun degeaba, haideți acasă. Asta e. Degeaba găsești tu pe cine găsești, că omoară pe altcineva, înțelegi? Că avem o static, nu putem să ne batem cu el, că o împușca pe Maria. Eu o să ajung înaintea voastră, vă aștept pe toți acasă, o să trească să facem rost de bani. Goliți-vă buzunarele, că avem nevoie să facem 100.000 de dolari. Dau și eu 30.000. Eu dau 30. Golim down, băi. Nu, dă fiecare câte puțin, nu vreau să iau de la unul mai mult și de la altul mai puțin. Dă-mi fiecare. Dai tu? Cât? Cât dai? 60. Păi ne trebuie 100, nu mai e 100? Nu, vrei 60 sau nu vrei? Mă, tu ai bucurile, Nea Gigi. Nu. Dar dacă nu se bagă nimeni, ce vrei să fac? Ali, nu ai 40? Stai mai așa că strângem de la băieți, stați liniștiți. Bă, da prostiști că luăm și noi dublu. Watch time. Băi, ce faci, mă, băieți, mă? Ce se trebuie, te-ai învățat în brațele mele, tu? Da, băieți. Nu ar trebui să ne luați banii aia, 10. N-ar trebui să taci. Hai că vedem acum când vin toți. Du-te, mă, dracu, de aici. Bă, ce ai, mă, de te apucă de un smâni, bunule. Te-ai găsit să dansezi în fața mea. Du-te și e fă rost de bani. Bă, treci acolo în linie, că dacă... Bă, treci, mă, în linie, mă, că avem treabă, bre, stăm de dansuri. Dacă n-ai bani la tine, s-ar putea să te duci să dansezi. Să ce ca să Alina. Păi mă duc și dansez să fac rost de bani, ce drag. Băieți. Mă întorc în jumătate de oră cu buzunarele plin. Băieți, avem nevoie de bani. Câți bani trebuie să dăm? 100.000 de dolari. Fiecare sau în total? Toată lumea, stați așa un pic, Alina, dă vii servieta aia. Asta era. Hai, toată lumea să bage aici, în valiză, câți bani are la el. Trebuie să strângem 100.000 de dolari. Bag eu, domnul Bebe. Bagă fiecare cât are, băgați acolo, CNP 18. Dar băgați când vin în dreptul vostru. Domnul, câți bani bagi? Domnul? Eu? Da. 600, bun, domnul, bun și aia, 600. Să noteze cineva câți bani avem până acum. Noteze. Bagă, domne, bagi tu niște bani aici în valiză? Ai băgat? La ce CNP, domn? La CNP 18, dar stați să ajung în dreptul vostru. Băi, ăsta cu cască, treci acolo în spate, că tu n-ai băgat bani, ce te-ai pus aici? Hai băga, bre, ce ți-ai așa mult? Așa, bagă domnul și tu. Acum. Avem 1600 până acum. Lasă-mă să bagi, că vă zic eu cât bagă. De fapt, vă zic numai la aia care bagă mai mult, așa un pic. Ai de viață, ce dracu-i cu tine, bre, ce afară din curte. Care a băgat acum? Ok, bagă și tu.
Domn Bebe, mi-e și rușine, am 400 la mine. Păi 400, dar din curd ai bine. Fii atent. Aia, vă mulțumesc. Fii atent aici. Ăștia-s de la mine. Fii atent aici, băi. Tu ăsta, tu ăsta. Fii atent că tu mergi cu mine în elicopter. Tu te stai lângă elicopter acolo. Da, Bebe. Pe onoare, domnul. Da. Puteți să-mi spune și mie. Poftim? Puteți să-mi spune și mie. Nu știu, am băgat eu 30 de mii. 18, CNP 18. Hai băgați toți la CNP 18 bani. Câți bani sunt dați pentru Nea Gigi? Câți bani dați pentru Nea Gigi, băieți? Bebe, am la mine 1300, bebe. Atâta cât ai, nu știu, cât vrei tu să dai. 8000 am primit, Doamne ajută, 8000. Ai primit și 29. 50 de mii, bă, cine a dat 50 de mii? 31 de mii? Mamă, 2500. Ai cu 2900 mai bagă. Un dolar, mulțumesc. 1000. Care-i dat, bre, 50 de mii? Dar cu ce ocazie? E în bani, domn. Dar ce muncii tu de ai făcut 50 de mii? Păi și eu dacă am dat 30 de mii, pe mine nu mă felicită nimeni. Felicitări, domnul Andreea. Mulțumesc! Băieți, da. Din păcate nu o să pot să vă iau pe toți cu mine când mă duc să iau banii. Dar am stație aici, mă auziți pe stație? Țineți stația aproape și pregătiți mașinile. În cazul în care pățești ceva, o să strig pe stație să veniți să mă ajutați, da? Da. Ok, ok. Facem afară o linie presupropo. Bre, tu dă-ți hainele jos. Să mai dau și niște bani. Dă-ți hainele jos tu. Nea Bebe, venim ce e oficial. Liniște, rămâneți în linie acolo, băi, nu mai veniți după mine. Băi, nu puneți mâna pe mine, băi. Bre, fii atent, odată ce ajungem acolo, eu o să-i dau banii și tu o să trească să-i dansezi. Bine. Doamne Bebe, o merge și eu ca în pistol. Nu merge nimeni.
acolo la tine. Ionuț, bine ai revenit, Ionuț. Băi, am reușit să-l salvăm pe Neagigi. Bebe, mă accepți în mafie peste două săptămâni când fac PC? Gabriel, sigur că te accept, sigur. Băi, Neagigi, ne auzi? Stânga. Stânga, băi, unde te duci? Cine e? Mergi stânga, 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 stânga. Și aici faci stânga. Stânga și ursul, stânga și ursul. Stânga, 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 așa și urci. Și aici în față, spitalul. Cine sunteți? Băi, sunt eu, Bebe Moise, băi. Domnul doctor! Bă, te poți interna de aici? Du-mă pe targă. Care targă aici? Te poți interna, mă, aici? Păi sunați unul la doctor să vin. Hai că te las aici pe pat până vin doctorii. Perfect, acolo te-am pus. Ca pe un sac de cartofi te-am pus. Păi, Gigi, ești bine? Ne auzi? Gigi, ești cu mine? Aud. M-a bătut. Auzi. Ce te-a bătut, iubirea mea? Domnul doctor! Domnul doctor! Dă-te la o parte. Domnul doctor! De ce te-a bătut? Domnul doctor, ne auziți? Pe noi ar fi rușine. Cred că mă aude. Ce să facem? Eu cred că e... Domnul, dați-i voi, dați-i voi. Aole, ce-ți mai place, capul la mie, sub poale. Uite, tu-i trezești și pe aia morți din... Îi trezești. Trezirea, Gigi, trezirea. Haide, sus. Haide, hopa, hopa, sus. Să faci și tu copii mulți. Găsești tu o femeie, te măriți. Bebe, mă, ținteți băiatul cu Netflix-ul gratis? Nu mai știu care-i treaba cu Netflix-ul. Ai învie, frate, dracu! O, o să-i fac o magie de-aia, poate se trezește din morți. Am făcut un apel să vedem dacă vine vreun doctor. Trezește-te, frate, dracu! Se vă chiloți. Nu cred că avem doctor în oraș. Gigi. Se vedem priveliștea. Am vorbit așa prin Dumnezeu că s-ar putea să vină un doctor, s-ar putea, nu știu, e puțin plecat de aici. Gigi, ești bine să fac un consult? Pot să mă ridic și singur. Ia de-a sus. Doamne, te-ai putere să se ridice, să stai pe picioarele lui. Te rog eu, Doamne, fii cu noi aici, te rog eu. Doamne, ajută. Haide sus, Gigi, sus. Bravo, Gigi. Stai acolo că vin eu, ieși în stradă. L-am ajutat, hai stai jos, să nu ți se facă rău. Stai acolo frumos. Doamne, cine-i? Așa. Gigi nu se simte prea bine, eu zic, dăm un Nurofen ceva. Pericol, de ce nu ai mai jucat cu Andrei? Bă, m-am întâlnit cu Andrei pe aici pe server. Dă-ne, Gigi. Bre, m-au bătut. Vezi că acum am plecat de la casă. Cine? Umeraș. Păi rămâneți la casă acolo. Mai era cu cineva, Bebe. Au cerut informații.
Și le-ai dat ceva? Ne, Gigi. Nu, nu le-am dat informații. M-au întrebat câți bani facem. Cât sunt în organizație. Și m-au bătut, bebe, în ultimul hal. Păi și vrei o pastilă? Te simți bine? Mă simt, mă doare spatele și piciorul foarte tare. O să încerc să mă ridic. Îmi dă respawn lui polițul ăsta tot aici. Hai că mai e dacă... Hai, ridică-te așa ușor. Mamă, dai un ochi umflat, să știi. Mamă, ce o să-i fac? Cum adică am ochi umflat? Ajutor! Care moare? Ajutor! Mi-au tăiat orgasmul! Ajutor! Ajutor! Bebe, hai să mergem, bebe. Hai să mergem. Ajutor, domnilor! Hai să mergem acasă. Uite, a venit un doctor. Domnul bebe, ajutați-mă, vă rog! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? M-au tăiat orgasmul! Au, domnul doctor... Ce s-a întâmplat? Mi-au tăiat orgasmul, domnule! Așa merit, dacă nu ești cu minte. Nu, eu ce gradi ești în admin? Deja. Nu știu. Am nevoie de o pastilă, domnul doctor, că mă dor șalele, mă doare piciorul. Să-i dea cineva banul a băiatul ăsta, Andrei H. G. și B. L. G. Să-i dea bani cineva, definitiv, vă rog, dacă mai am vreun moderator pe aici. Bre, ce ați făcut brelul ăsta? Nu, noi, domnule, așa cu a venit. Domnul bebe, a vrut să mă ajute, domnul bebe, e un... Auziți? Hai să mergem, Gigi, hai să mergem. Nu știu, a venit băieță ceva. Bă, dar mi-o dau cu polanul pe spate, bre. V-aș ruga frumos să mutați mașina, mulțumesc. Gigi, ia-mă în brațe. Eu nu pot să iau în brațe. Asta nu-i mașina noastră. Bună, dar... Bună seara, domnilor! Să trăiți, domnul Daniel! Ce faceți, domnul? Am fost plin de treabă, domne! Serios? Mi-a răpit cineva pe unul dintre cei mai buni oameni mei. Și acum? E bine, și acum e bine, da, am reușit să-l recuperăm într-un final. Am probleme cu unul de aici, din oraș. Sigur, sunt vești bune, că... E aici întreg nevătămat, bine, seara, ești seara. Chiar nevătămat, dar... Te vrei aici. Domn bebe, v-am dat un mesaj când aveți vreme să-l citiți. Nu-i gravă. E bine pacientul? Mai devreme v-am scris. Să treci, doctore. Domnul, o să vă dau un răspuns la oferta dumneavoastră, sigur. Unde este pacientul? Trebuie să plec acum, că... Da. Seară frumoasă, vă doresc. Haide sus! La fel, la revedere. Au venit deja iarna de s-au îmbăcat în șube. Îmi dai și mine și niște grade de admin? Băi, ne, Gigi, trebuie să ne răzbunăm pe umeraș. Trebuie, dar îmi dai și mie o armă ca să mă răzbun și eu. Și acum mi-a zis... Dacă te trezești, ai pus-o. Așa mi-a zis. Păi, ce are cu tine? Dar ce avea cu mine? Condu mai încet, băi, condu mai încet să ne rugim. Vezi că mi-e rău, condu mai încet. Dai și mie grade admin. Bre, lu' asta trebuie să-i faci în felul, bre. Vezi că nu prea putem să-l prindem, că are legături cu poliția, cu toată lumea. N-ai văzut că atunci când am intrat peste el în casă, l-a venit poliția și l-a luat cu elicopterul? Pe și am prieteni, cum facem? Este ca și peștele. Alunecă din mâini. Ce pește, aoleu, bre? Peștele ăla de jos, cred că... Ca și peștele, bre. Alunecos. A, el? Am înțeles. Aoleu, da. Ce înțelegem și noi. Dă-i și mie gradele.
E o nebunie. Condu breu ușor că mă doar așa. Vreau ca toată lumea să-și facă cont pe Trovo, băi. Trovo este o aplicație unde eu fac live-uri. Aici fac live-uri în fiecare seară, băi. Dacă nu m-ai mai văzut live, este din cauza că nu prea ai venit pe aici. Am aici o grămadă de oameni, suntem aproape 2000 de persoane care mi-au dat follow. Pe live-uri suntem undeva la 500 de persoane care suntem aici activi și facem live-uri împreună, Caterinca. Caut moderator noi, toți cei care au venit din prima zi au primit VIP. Sunt mai multe rank-uri pe care le puteți lua. Destul de interactivă platforma asta. Cel mai important lucru este că o găsiți și pe telefon. Intrați pe telefon, căutați Trovo, T-R-O-V-O. Vă faceți cont, căutați acolo pericol, îmi dați follow și ne vedem în seara asta pe Trovo la un super live. Te aștept și pe tine.